clădire veche, centru istoric, stradă cu nume de episcop, dar are bulină roșie. Asta înseamnă că e cu risc mare de prăbușire în cazul unui cutremur. Și totuși e populată, trăiesc oameni aici. Cel mai probabil n-au unde să se ducă în altă parte și ar trebui rezolvat cumva. Altfel o să-i numărăm printre victime. Strada Eminescu. Acolo e calea moșului. Tineri verzi, da, o clădire, dacă e monument de patrimoniu, trebuie renovată, întreținută, salvată, ca să păstrăm spiritul locului. Casele noi tot trebuie făcute așa ca să se înscrie în peisaj, să nu facă notă disonantă, cum se întâmplă deseori în centru. Cu acordul tacit complice al autorităților. Centru istoric, aproape de calea moșilor. Chiar dacă nu toate clădirile vechi sunt atât de spectaculoase, dacă le privești atent, poți să găsești în ele chestii frumoase. Ventilatoarele astea de la aer condiționat sigur nu sunt frumoase. Sau vouă vă place. Tare veche, are mai puțin de un secol. Asta stradă Timișoara.